Ой, да, мне где стрэм посочи. Eu sunt Alexia și bine am regăsit cu un nou video pe acest canal. De data aceasta vreau să fac un video din seria noastră de Hai să discutăm. Iar după cum ați văzut în titlul și în thumbnail-ul acestui clip, nu e clickbait, deși probabil ar trebui să fie, dar eu chiar mi-am spart capul de 3 ori. Prima întâmplare care mi s-a întâmplat când eram eu foarte, foarte mic. Tatăl meu mi-a cumpărat un ATV pentru că mi-mi plăcea motoretele, super mult motoretele. Pentru că eu am copil, nu puteam să-mi iau motoretul pe 2 roți, așa mi-a luat un ATV cu 4 roți. Mi l-a luat frumos și nu mă putem trage cu dânsul chiar din primul an de când mi l-a luat. Am mai crescut un pic și acum mă pot da pe el. Dar cineva l-a străcat. Iar mama a venit, părinții mei de multe ori erau plecați din țară, dar asta nu trebuie să vă explic vouă. Iar holul la mine e făcut cu gresii. Cred că toți aveți hol cu gresii. Mama dădea cu mopul. Nu dădea, o dat de la ușă și holul are undeva la 9 metri, cam așa. Era apă pe el și era palunecos, aluneca, așa. Eu aveam ATV-ul fix, era cumpărat, l-o lăsat aici, pe hol, în spate, undeva pe acolo. Și mama era în bucătărie și făcea niște brioșuri sau nu știu ce făcea el, nici prăjituri. Și eu luam ATV-ul și ATV-ul are undeva, uite așa, astea sunt roțele din spate de aici, astea așa. Și asta e o țavă, ca să se poată învârti. Și aici, undeva pe aici, are o chestie ascuțită și rotundă, așa, e un fel de cer care e pus pe țavă aia. Eu împingeam de sus, cam de la scaun, așa, îl împingeam și mergeam așa, rapid. Și la aia, la un moment dat, am alunicat nu știu cum și am intrat cu capul, uitați. Ba, da, se vede. Uitați, partea asta de aici, undeva pe aici, da, uitați. Asta, mi-a intrat țava, nu țava, mi-a intrat chestia aia rotundă, fix aici. Deci, fix aici. Și a început să curgă sânge, de mai ceva ca încet de aici. Așa bucne, nu știu cum. Și vine mama, scapă tava aia și a început, era și a scăpat tava roț. M-a luat frumos și m-a dus și eu am, vrea mama să mă duc să mă coasă aici. Dar mi-ar fi rămas o urmă de aia, așa cum aș fi fost cusut. Iar nașa mea sau mătușa mea spune că nu, că îmi face ea o chestie și îmi trece. Și mi-au pus, nu, ce bandaj, chestii ciudate. Da, de atunci m-am mai cumințit, dar asta nu a fost singura întâmplare. După ce s-au terminat toate chestiile astea, tot balamocul ăsta, eu rămăsesem la bunici, dar nu tot în aceeași zi, după câțiva ani, după un an sau doi, și eram eu cu sora mea, iar ea, stăteam, știți că nu sunt drumuri cu tradă pe unde stau eu, și stăteam la bunici și tot acolo era fix la fel de sărac pe acolo. Adică nu sărac eu, drumurile. Iar soara mea vrea să-mi arăt o chestie pentru că da, ea avea mușchi și chestii de genul. M-a pus să stau cu mâinile, deci mi-a luat mâinile și m-a pus să stau ceva în genul ăsta. Iar ea cu mâinile, mi-a prins pumnii, mâinile. Deci astea erau pumnii mei și am pus așa. Și vrea ea ca eu să picute așa, intru sub ea și să mă ridice în spate sau nu știu ce vrea. De că nu a ieșit nimic. Tot ce a ieșit am fost eu cu capul spart, aia a fost. Așa că să mă țin așa de vedeți. Eu eram așa, am picat fix ca o scândură. Deci uite așa, uip, nu am problemat. Fix așa m-am dus, am pus mâinile. Le-am ținut că băi, poate iese ceva. Și par mă duc cu capul. Bac, și mi-a intrat o pietricic de ani. Uitați asta, zicea? Da, uitați asta de aici. Fix aici, sub piele, vă dați seama, o piatră. Și după aia, Adelina era, s-o ascuns după gard. Eu m-am dus, și mă duc, mă pune mama aia pe pat, și mă pune pe pat, mă scoate aia de acolo și mă bandajează. Și Adelina s-o ascuns, nu știu că totodată, o ori că e găsat afară în fric. Nu era fric, era vara. Dădea și era tot speriat, dar totuși o spinit-o mama aia și eu au pus-o să-și ceară scuză și chestii de astea, dar nu știu ce și-o ceară scuză, chiar nu a vrut să-mi sparg capul. Iar următoarea dată când mi-a spart eu capul, s-a întâmplat undeva tot pe aici, da, cred pe aici undeva. Eram eu, m-am dus la o colegă de-a mea că trebuia să scriu ceva și, nu știu, la un moment dat am făcut concurs, eu cu ea, cu
nu mai știu cine. Eu trebuie să stai nu știu unde aici așa la mine. Și eu trebuie să o casă din care ajungi primul la legea disosirii. Și când merg, eu am rândit ca bule. Și aici erau pietre și aici era iarbă. Ea a picat pe iarbă frumos. Eu am picat pe pietre. Eu mi-a spart capul iar. Din nou, a treia oară. Și mă duc, eu m-am văzut un om acolo și o tante și mi-a zis că mă duc, mă duc, acum pun ei, nu știu ce chestii, ca să nu mai sângele la. Sângeram într-o oadă, punem pumnul, cred că așa avea un cu baltă era. Și, da, eu practic când mi-a spart capătul, dar n-am simțit absolut nimic. Deci era, mi-a zis că Alex, vezi că te-ai spart capul și eu, unii, nu știam unii. Nimic n-am simțit, dar nu știu de cum. Bun, deci cam cu acest episod a fost oameni buni. Eu am fost Alex, nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă mai vreți episoade. Să dați un share pe Facebook pentru că asta mă ajută să cresc. Și să vă abonați dacă încă nu ați făcut. Ca altul acest episod, eu ne vedem data viitoare. Pa, pa! Everybody's out to record.